se rassi smarrisce, anche mio cuor languisce d'esser lontan da te. Quando le rose bianche sulla sera si smarrisce, anche mio cuor languisce d'esser lontan da te. Viene, viene biondina d'amore, viene sotto l'ombra di questo fiore, tu dormirai in braccio a me per consolare sto misero cuor. Viene, viene biondina d'amore, viene sotto l'ombra di questo fiore, tu dormirai in braccio a me per consolare sto misero cuor. Quando avevo sangue, sangue della mia vene, tu mi volevi bene e adesso m'ha più. Quando avevo sangue, sangue nella mia vene, tu mi volevi bene e adesso m'ha più. Viene, viene biondina d'amor, viene sotto l'ombra di questo fiore, tu dormirai in braccio a me per consolare sto misero cuor. Viene, viene biondina d'amor, viene sotto l'ombra di questo fiore, tu dormirai in braccio a me per consolare sto misero cuor. Tu dormirai in braccio a me per consolare sto misero cuor. Dai, da, da, da. Seara. Bună seara din nou! Încă emoții? Foarte mari emoții! Mult mai mari decât în prima etapă? Mult mai mari, pentru că nu este un cântec ușor și așa nu e. Am mai interpretat un cântec în limba italiană și nu e de ușor. De câte ori l-ai cântat până l-ai învățat? Nu vreau să zic un număr ca să nu vă speriați. Sute? Cred că da. Am înțeles. Și pe afară, și prin baie, și pe acasă, și pe tren, oriunde, și pe la mașină. Muncă, și când mașină, și a, când și la aveam muncă? Treabă. Și ce au zis colegii? Cred că am nebunit. Săracu, se duce la vedeta populară, nu? Despre ce e cântecul? Ce ne spune? Este vorba despre un tânăr care își cântă dragostea lui, care este undeva plecată și o cheamă seara sub trandafirii albi ofiliți, trandafirii albi fiind simbolul dragostei lor. Foarte frumos. Să auzim, Mircea Dinescu, vă rog. Italienii care sunt mari șmecheri și gigolo și niște golan, știi? Au de fapt niște cântece de-astea foarte romantice. Păi da, dacă e să fie macaronarii noștri șmecheri, știi? Nu mai întâlnești personaje de-astea decât, uite, la vedeta populară, știi? Mi-a plăcut. Bun, mulțumesc, mulțumim. Da. Niculina, te rog. Da, mi-a plăcut prezența ta, așa, și chiar și emoția aia pe care o aveai, un pic de reținere, așa, de teamă, că oricând poți să greșești. Și este foarte dificil. Muzica altor popoare este dificil de interpretat. Nu ne descurcăm noi foarte bine cu ce avem în țară, dar să mai reușești, corect, să mai interpretezi, să dai nuanțe, da, să dai termine. Și specificul țării respective, timbru, starea. Și, bine, riscul acestui gen de muzică, nu știu dacă e muzică populară sau este muzică de operă sau de operetă, așa, e pe un fir foarte subțire. De fapt, știi? Aflăm imediat. De la domnul Leșu, să ne Cornelia, spune. Te rog. Da, mi-a plăcut. Eu îi apreciez tare mult pe toți concurenții noștri. Pentru că la fiecare dintre ei am văzut preocupare. Bravo. Asta m-a gătit. Da. Așa. Mulțumim foarte mult, Grigore Leșe, vă rog. Ce gen de muzică ai cântat? Duce așa, spre romanță. Asta spre romanță? Bine, domne, s-am cam nebunit-o total. Domne, romanță? Nu poți valsa pe muzica asta? Un stil de vals. Nu cu un stil. Așa, una la mână, doi, și atunci nu-i cântec, e dans de salon. Acum, la muzica asta, glasul tău se potrivește cât se potrivește. Trebuie să fii mai strălucitor. Dar așa, lua că ești la prima
încercare aici la vedeta asta populară și atunci eu trebuie să zic ea și să pun capul. Bine! Doamne ajută! Mulțumim! Elize Stan? Didi, dragule, eu zic că te-ai descurcat bine cu stilul bel canto, în ciuda faptului că nu ți este specific. Mulțumesc! Felicită. Mulțumim foarte mult, dragul nostru! Succes! Ne vedem mai târziu! Mulțumesc! Doamne ajută! Bună seara! N-a pupat inelul! Ce n-a pupat Giovanni? Tete, înapoi! Și când intri, pupă inelul! Ești afară! Așa e bine! A venit din altă epocă, nu-i nimeni! Da. Suntem depășiți de epocă. Da. Patru ani. Frumos. Da. Giovanni. Nu știu ce să fac. Giovanni. Întreabă-l. Ce-a cântat el acolo? Giovanni, te rog. Ce-ai cântat tu acolo? Conform spuselor domnului Leșe, un vals